Iubiți dragi și surori, doamnelor și domnilor, vă invit acum cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 27. Voi citi cuvântul Domnului începând cu versetul 15 și conclud cu versetul 17. Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la versetul 15 la 17, pagina în Biblie 959, de asemenea cei ce sunteți aici în biserică, puteți urmări și pe ecran și dumneavoastră de la internet. Să ascultăm acest cuvânt. La fiecare prasnic al paștelor, drăgătorul avea obicei să i libereze norodului un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit, citiți notoriu, numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, Pe care voiți să vi le liberez? Pe Baraba sau pe Iisus, care se numește Hristosul? Amin. Iubiți frași și surori, doamnelor și domnilor, prin bună voința lui Dumnezeu, Iată-ne că am intrat într-un an nou. Suntem în 2010, în prima duminică a anului, la serviciul de dimineață, la cina Domnului. În prima duminică din an, la prima cină sau sfântă împărtășire din an, suntem ca Israelul în timpul vieții pământești a Domnului nostru Isus Hristos, în poziția să alegem ce să facem cu Isus în anul acesta, ce să facem cu adevărul Său, pe cine alegem să ne conducă viața în anul acesta? Pe Baraba sau pe Isus? Ce alegem? Să mergem cu Isus și să avem bunăvoința Lui? Să ascultăm de legea Lui? Sau să mergem cu oameni ca baraba și să ne luăm după mulțime din jurul nostru care întorce spatele lui Isus? Suntem puși în poziție să alegem. De deci ce mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în numele Domnului Iisus în această dimineață, la această cină a Domnului, se numește alegere și înțelepciune. Alegere și înțelepciune. De foarte multe ori, noi am dorit să se întâmple cu noi următoarele circumstanțe, situații să ne determine Dumnezeu ce să facem. Să ne oblige El, dar El nu o face. În orice circumstanță și în orice împrejurare, Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, spune, alege, alege. De multe ori ne place în biserică. Păstorul să fie un dictator, să oblige pe frați și pe surori ce să facă. Și nu este biblic. Pentru că noi nu trebuie să depășim autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și trebuie să spunem fraților și surorilor și prietenilor, acesta este cuvântul Domnului, alegeți. Pentru că de se întâmplă să fim dictatori, avem iarăși probleme. Deci, ce suntem dictatori, nu? ne trebuiește responsabilitate. Și Dumnezeu așteaptă de la noi responsabilitate. Trebuie să răspundem înaintea Domnului de tot ce facem. Trebuie să răspundem de viața noastră, de faptele noastre, de gândirea noastră, de relațiile noastre, de businessul nostru, de părtășia noastră, de statornicia noastră, de loialitatea noastră. În această zi, din două prin cuvântul Domnului, este pus înaintea noastră Isus Hristos și Baraba. Este pus înaintea noastră o posibilitate de alegere. Este pus înaintea noastră chiar înțelepciunea lui Dumnezeu și sfatul lui prin care ne zice și o să vedem spre finalul mesajului. Ți-am pus în față viața și moartea. Te sfătuiesc, alege viața ca să trăiești, nu te oblig te sfătuiesc, fi înțelept. Și dacă ne vom uita cu atenție în această primă duminică din an, la prima cină a Domnului, la ceea ce s-a întâmplat cu Israel în acea zi istorică, în cosmos, nu numai în istoria omenirii, când a fost pus în situația să aleagă între Isus și Baraba. Dacă ne vom uita cu atenție, vom vedea că istoria aceea se repetă mereu și mereu, practic în fiecare zi, cu fiecare dintre noi. Suntem puși în situație, expuși la situație să alegem. De deci, ce în primul rând, Baraba și Isus sau caracterul lor. Baraba și Isus sau caracterul lor. Să ne uităm întâi la Baraba, ca să vedem ce alegem. Unele manuscrise grecești ale Evangheliei după Matei, frașesorilor, doamnelor și domnilor, la versetul 16, deci Matei 27 cu 16, unele manuscrise grecești ale Evangheliei după Matei conțin și numele Isus lângă Baraba. De deci ce este posibil că el s-a numit Isus Baraba? Deci dacă vreți să cerceteze cineva trebuie să caute lucrul acesta în anumite manuscrise, nu sunt multe manuscrise, de aceea nu o găsiți în toate traducerile că se numea Iisus Baraba, însă sunt manuscrise grecești cu textul Evangheliei după Matei în care el este prezentat Isus Baraba. Ce vrea să spun aceasta? Ce vrea să spun aceasta? Aceasta vrea să ne spună și după semnificația numelui său că Baraba are un caracter aparent. Chiar dacă s-ar fi chemat Isus, Baraba nu este un Salvator. Are numai aparent numele acesta. Apoi Baraba, frașesorul, doamne și domnul, însemnează fiul tatălui de la Bar Aba. Fiul tatălui. Observați cum este, dacă vreți, acest joc de cuvinte și cât de înțeleaptă este uh, înțelepciunea divină cât de profundă este înțelepciunea divină, când toate personajele cu care venim în contact, ele au un rol definitoriu în istoria mântuirii și în istoria relației noastre cu Dumnezeu. Baraba este fiul tatălui. Iisus Hristos este fiul tatălui. Însă Baraba nu are caracterul unui fiu care să reprezinte pe tatăl său. Dacă am luat numele lui după versiunea siriacă. este Sunt manuscrise ale Vechiului și ale Noului Testament în siriacă, o limbă înrudită cu ebraica. El este numit în siriacă fiul învățătorului de la Bar Raban, care în Raban înseamnă învățător. El este fiul învățătorului. În această idee, dacă este fiul învățătorului, este foarte, foarte probabil că el este fiul unui rabin. Pentru că Rabin era erau învățători în Israel. Nu este Iisus Hristos un învățător? Este un învățător. Observați cum este, ești pus în situația aceasta să alegi și trebuie să mergi pe o linie foarte fină de demarcare între adevăr și neadevăr. Lumea fuge după aparențe. Lumea caută aparențe. Dacă este o urmă de adevăr. Dacă este o umbră de ceva bun sau interesant, lumea fuge în acea direcție, îl caută pe baraba. Caută învățătura lui, caută personalitatea lui. Și e foarte greu să-i aduci pe oameni la adevăratul adevăr. Și biserica lui Dumnezeu este expusă exact acelui ași fapt și aceleași realități. În fiecare zi suntem asaltați de cel rău cu toate subtilitățile lui. Dar biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă o minte clară, o inimă și o minte luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. O conștiință clară, o conștiință luminată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în Roman 9,1, Cugetul meu, conștiința mea luminată de Duhul Sfânt. Și această iluminare a conștiinței noastre trebuie să ne determine să vedem unde este aparență și unde este realitate. Noi nu putem umbla după aparență. Avem harul să mergem după real și real este Iisus Hristos. Și în anul în care am intrat, și în anul pe care l-am început, și în această primă duminică din anul 2010, tu și cu mine ești expus de Dumnezeu și ești determinat de Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă de la mine și așteaptă de la tine, așteaptă de la noi. Nu să ne bată cineva, nu să ne oblige cineva. Nu să ne forțeze cineva. Nu să vii să te plângi și să spui de ce nu le-ai spus așa, de ce nu le-ai spus așa. Care este adevărul? Adevărul este cel care se aude din cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea mea este aceasta și este întrebarea lui Dumnezeu. Ce alegi? Umbli după aparențe sau umbli după realitate? Baraba, să ne uităm la adevăratul lui caracter. Matei 26 cu 16. Matei spune despre el un întemnițat vestit, nu vestit în sensul bun al cuvântului. Terminologia greacă este un întemnițat notoriu. Hidos însemnează. Criminal. Marcu 15 cu 7, adevăratul lui caracter. Un rebel care a comis crimă într-o răscoală, spune Marcu, 15 cu 7. Luca 23 cu 18, fapte 3 cu 14. Insurecționist și ucigaș. Iar Ioan 18 cu 40 ne prezintă pe Baraba și spune un tâlhar. Dar uite-te bine. La ce se uită oamenii? Oamenii se uită la aparențe. La aparențe. Iisus Baraba poate fi și el un salvator. Baraba este fiul tatălui. El mai trebuie să-i cunoști tata. Când el are tată pe tatăl minciunii, este fiul învățătorului, Baraban. Nu mai trebuie să-i cunoști învățăturile. Pentru că dacă sunt false, sunt subtile, știind foarte bine cuvântul lui Dumnezeu care spune că diavolul se preface chiar în înger de lumină, în slujitor al neprihănirii, ca să te seducă, să mă seducă, să ne seducă și să ne depărteze de adevărul lui Dumnezeu. Aparențe. Hai să ne uităm la Isus. El este ceea ce și numele Lui spune. El este Salvatorul. El este Mântuitorul. De aceea voi alege să mă duc cu cel ce mă poate salva, cu cel ce mă poate mântui. Voi alege și vom alege, casa mea va alege să meargă cu acest Salvator glorios. Pentru că nu cunoaștem al Salvator și nu cunosc al Salvator. În această dimineață, fie că ești la internet, fie că ești aici, dacă nu-L cunoști pe acest Salvator și te-ai luat după aparențe, crezând că și așa este bine, sau ceea ce lumea în corectitudine ei politică spune astăzi, și acolo este bine, și acolo este bine, și acolo este bine, eu mă duc la toate bisericile, dă-mi voie să spun, nu te duci nicăieri. Nu te duci nicăieri. Tu trebuie să știi ce faci și trebuie să știi unde mergi. Dar locul în care trebuie să fii este locul unde se propovăduiește Evanghelia lui Hristos. Locul în care trebuie să fii este locul în care Isus Hristos Salvatorul este prezent. Locul în care trebuie să fii este biserica în care Dumnezeul Trinitar al Scripturilor este revelat și este bucuria și binecuvântarea ta. Pe acesta trebuie să-l alegi. El este fiul Tatălui Său, Isus Hristos. Și are caracterul tatălui său. El este învățătorul adevărului. Nimic fals și manipulativ n-a ieșit din gura lui, de pe buzele lui. El este un făcător de bine, fapte 10, 36 la 38. Are cuvântul vieții, are Evanghelia păcii, are voință să facă bine, are putere să facă bine, a făcut numai bine. N-a putut fi acuzat să, ca să fie condamnat nici de Iuda, care l-a vândut, Matei 27 cu 4, nici de Pilat, Ioan 19,4, nici de soția lui Pilat, Matei 27 cu 19. Potrivit cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, adevăratul caracter, 1 Petru 2 cu 22a, El n-a făcut păcat. 1 Petru 2 cu 22, partea finală, El n-a făcut fără de lege și vicleșug. 2 Corinteni 5 cu 21, Sfântul Apostol Pavel spune, El n-a cunoscut niciun păcat. 2 Corinteni 5 cu uh, 21, partea finală, El s-a făcut păcat pentru noi. Ioan 1 cu 29, el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și de aceea întrebarea este aceasta. Pe cine alegi? Pe cine alegi? Te sfătuiesc să nu umbli după aparențe. Să nu umbli după aparențe. Cercetează cuvântul. Cercetează biserica care o vizitezi cunoaște-i doctrina. Cunoaște ce spune, ce se spune acolo. Pentru că eternitatea ta, eternitatea mea, eternitatea noastră depinde de ce alegem. Și încă o dată, Dumnezeu nu va forța pe nimeni să facă nimic. În ce privește credința în El și umblarea după legea lui Dumnezeu, El te lasă să alegi. Și așteaptă să alegi, pentru că trebuie să, re, să răspunzi înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu te-ar forța, ține minte acest adevăr, pentru că aceasta te va lumina. Dacă Dumnezeu m-ar forța să fac ceva, atunci Dumnezeu n-ar mai avea judecată. Pentru că nu mă poate și forța și să mă judece. Nu? Dar pentru că Dumnezeu te lasă să alegi și ți s-a arătat ce trebuie să faci, de deci aceea ești responsabil înaintea lui Dumnezeu și va fi o judecată divină stăm astăzi în fața acestui mare adevăr, în fața acestei mari realități care a avut loc în ziua când Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost răstignit. Oamenii au fost puși în posibilitatea să aleagă Baraba sau Iisus. Aparențe sau realitate. Lipsă de caracter sau sfințenia lui Dumnezeu. Și ce trist este că cei mai mulți Umblă după aparențe. Și-au ales aparențe. După zvonuri. După lucruri nereale, neadevărate. În al doilea rând, baraba și Isus împărăția lor. Baraba și Isus împărăția lor. Și baraba și Isus, în circunstanța în care sunt prezentați aici, sunt reprezentanți ai două împărății. În primul rând, Baraba sau împărăția de jos. Împărăția pe care o reprezintă Baraba este împărăția întunericului. Este împărăția domniei celui rău, care tâlhar fiind, nu? Acesta este numele lui Baraba, acesta este caracterul lui, tâlhar. Ca și cel rău, tâlhar fiind, te fură de pace, de voință, de cuvântul speranței, îți ucide sufletul, te distruge psihic, emotiv, spiritual, relațional și fizic. Te fură de afecțiunea sănătoasă și zruinează viața. Ceea ce ai crezut că va fi pacea ta, visul tău, realizarea ta, se transformă în coșmarul tău, în trauma ta, în distrugerea speranței tale, distrugerea vieții tale, în tristarea și nedorocirea celor de lângă tine. O împărăție a întunericului, o împărăție a decepției, de ce? Pentru că ai umblat după aparențe. Și ce trist este că de multe ori și în biserică lucrul acesta se repetă mereu și mereu. Oamenii se iau după aparențe. Și acestea sunt înșelătoare. Chiar dacă este ceva umbră de, știu eu, sfințenie, de tendință de rugăciune, de adevăr, de evlavie, aparențe, aparențele înșală, întotdeauna au înșelat. Împărăția lui Baraba este o împărăție întunericului, este o împărăție a hoției, este o împărăție care te fură de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar hai să ne uităm la împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Este o împărăție binecuvântată. Și cum arată împărăția lui? Are câteva caracteristici speciale. Și în această dimineață aș vrea să-ți readuc aminte de ele, pentru că le știi din cuvântul Domnului, dar... Fiind din nou în prima duminică din an și având acest uh, subiect în fața noastră, ca, tre ca să trebuiască să alegem, să fim puși în situația, să alegem. Uh, vreau să-ți amintesc ce însemnează împărăția lui. Potrivit roman 14 cu 17, împărăția lui însemnează, frași și surori, doamne și domnilor, în primul rând, neprihănire. Așa cum zice Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu este îmbuibare, nu este destrăbălare ci împărăția lui Dumnezeu spune este neprihănire. Însemnează umblare în sfințenia lui Dumnezeu. Dar nu o sfințenie pe care o crezi tu că este sfințenie, ci o sfințenie spre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. O sfințenie potrivită cu adevărul lui Dumnezeu. O sfințenie potrivită cu sfințenia lui Isus Hristos. Împărăția lui însemnează, spune Sfântul Apostol Pavel, pace. Trăim într-o lume agitată, într-o lume tulbure. Nu este așa că atunci când îți lipsește pacea, toate de lângă tine nu sunt bune? Când conștiința ți este agitată, când conștiința ți este vinovată, nu este așa, atunci îți dispare pacea. Vii la casa lui Dumnezeu și ai impresia că toată lumea știe problema ta, știe păcatul tău, știe fără ta, știe necazul tău. Toată lumea se uită la tine, toată lumea vorbește despre tine. Nu? Îți lipsește pacea. Împărăția lui Dumnezeu însemnează pace, pentru că unde iartă Iisus Hristos, acolo se coboară pacea. Dovada iertării lui este pacea care o primești în suflet. Împărăția lui Dumnezeu, frașezul, spune Sfântul Apostol Pavel, este bucurie în Duhul Sfânt. O glorie Domnului. Nu este o bucurie ca cea uh, din lume. Sunt bune și bucurile din lume. Este bine să fii binecuvântat, este bine să te realizezi, este bine să fii prosper. Vin prin îndurarea lui Dumnezeu și este bine să vezi pe Dumnezeu în ele. Sunt mulți care nu văd pe Dumnezeu în ele și văd numai realizarea lor. Însă nu este nicio bucurie ca bucuria Duhului Sfânt. Nu este nicio bucurie. Și de aceea aș vrea să te aduc aminte în această primă duminică din an, acum când stai la prima cină a lui Dumnezeu, acum când ești pus în situația să alegi, dacă vrei bucurie, Duhul Sfânt are bucurie. Împărăția lui Hristos are bucurie. Și este o bucurie care întrece orice poate să inventeze și să gândească omul pe pământ. Ce însemnează împărăția lui Hristos în care ești chemat și pe care trebuie să o alegi? fi Luca 4 cu 18 înseamnă mântuire. Înseamnă mântuire. Poate ai pe cineva pierdut în casă, ori poate încă relațiile tale cu Dumnezeu, cu Isus Hristos, cu Duhul Sfânt, sunt relații așa, aparente. Poate fi de 10 ani la biserică, de 20 de ani în casa lui Dumnezeu, dar încă nu te-ai uh, împăcat real cu El, nu-L cunoști real pe Dumnezeu. Și există această realitate cu mulți care umblă în bisericile noastre, se închină în bisericile noastre. Iisus Hristos este viu și este real. Cuvântul Domnului spune, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns m-a uns, adică l am puternicit, l-a autorizat să vestească Evanghelia celor nenorociți. Și un om păcătos este cel mai nenorocit om de pe pământ. Să dau drumul, să eliberez pe robii de război, să elibereze lanțurile păcatului, a patimelor, a toate uh, problemelor care te apasă să nu-L cunoști pe Dumnezeu și te țin de parte de Dumnezeu. Împărăția lui Hristos însemnează mântuire. Pe de altă parte, împărăția lui Hristos, așa și surori, doamne și domnul, însemnează autoritate asupra demonilor și a puterii diavolului. De foarte multe ori noi spunem, ce să fac? Diavolul m-a înșelat, m-a trântit, m-a pus la pământ. Nu suntem vegător? Și se întâmplă cu noi lucrul acesta. Însă în Matei 12 cu 28, Matei 10, de la 7 la 8, cuvântul Domnului spune, dacă eu am scos dracii cu degetul lui Dumnezeu, o spune Iisus Hristos, asta însemnează, asta însemnează că împărăția lui Dumnezeu a ajuns la voi. Iar în capitolul 10 din Matei, versetele 7 la 8, spune cuvântul Domnului, mergeți, pretutindem, doi câte doi, vă duceți în lumea aceasta, vindecați pe bolnavi, eliberați pe cei apăsați de diavolul. Există în autoritatea ta și în autoritatea mea, în numele Domnului Iisus Hristos, autoritate asupra celui rău. Există. Este harul împărăției lui. Este harul împărăției lui. Baraba nu are așa ceva. Cei cu aparențe nu au așa ceva. Nu veți găsi în tot ceea ce așa se numește astăzi Emerging Church așa ceva. Veți găsi povești care să gâdele firea. Dar nu întotdeauna pe Hristos, după textul Sfintelor Scripturi. Împărțelul în Dumnezeu însemnează vindecare divină. Matei 10, 7 la 8, vindecați pe bolnav. Spuneți, în Lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. O, slăvit să fie Domnul! De n-ar fi El cu îndurarea Lui, cu mila Lui, cu puterea Lui vindecătoare. A intrat în împărăția dragostei Lui, în împărăția prezenței Lui. Domnul Iisus Hristos are harul, are posibilitatea, are voința și are bucuria să-ți facă bine, să te vindece, să-ți să binecuvinteze casa. De deci, ce dăm voie să te întreb din nou? Pe cine alegi? Cu care împărăție vrei să mergi? Cu care împărăție? Vrei să fii furat de toată bucuria? Sau vrei să ai bucuria Duhului Sfânt? Vrei să fii ai o conștiință chinuită sau vrei să ai pacea lui Dumnezeu? Vrei să stai în îndoială cu privire la mântuire sau vrei să fii sigur de mântuire? În împărăția lui Dumnezeu este sigură mântuire. Știm că suntem mântuiți, spune apostolul Ioan, pentru că am trecut din moarte la viață și iubim pe frați. Știm că suntem mai lui prin faptul că du lui locuiește în noi. Știm că suntem mai lui pentru că iubim cuvântul său și legea lui. Nu este o îndoială, nu este poveste de felul acesta, Domnul știe. Știm. Eu știu că sunt mântuit. Eu știu că sunt al lui Hristos. Și tu trebuie să știi lucrul acesta. Sfinții știu lucrul acesta. Deci hai să vedem în al treilea rând și în ultimul rând. Baraba și Iisus, ce vei alege? Ce vei alege? <coughs> în virtutea celor auzite, ești pus în fața acestei decizii mature, majore. Tu să fii responsabil, casa ta să fie responsabilă, familia ta să fie responsabilă. Să iai o decizie. Mergi cu Baraba sau mergi cu Isus? Mergi cu aparențe sau mergi cu realitatea? Rămâi în întuneric sau intri în lumina lui Dumnezeu? Primul aspect. Frașii și surori, doamnelor și domnilor, nu-i poți alege pe amândoi. Nu-i poți alege pe amândoi. Și Baraba și Isus. Pentru că nu poți fi cu doi domni. Nu poți fi cu doi stăpâni. Nu poți avea și caracter de fațadă și caracter sfânt. Numai unul. Numai unul. De deci aceea. Aduceți-vă aminte că eu repet mereu aceste cuvinte, fiindcă îmi plac. Înțelepciunea de sus, înțelepciunea care vine de sus, este în primul rând, cine se aduce aminte, cum este în primul rând? Este curată. Este curată. Este pașnică, este blândă, este ușor de înduplecat și apoi urmează cealaltă caracteristică. Nefățarnică. Nefățarnică nu vorbește cu două sensuri, nu vorbește este prindă la mijloc, este prindă la colț, ca să iasă uh, argumentul, să... înțelepciunea care vine de sus este curată, este nefățarnică și este ușor de înduplecat. Este ușor de duplecat. Nu poți avea și caracter de fațadă și caracter sfânt. Nu poți sta și la întuneric și la lumină. Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune ce legătură este între întuneric și lumină. Nu este nicio legătură. Nu poți fi și în împărăția hoției și și împărăția cinstei. Nu poți fi și ucigaș, că nu trebuie să mergi să omori pe nimeni, să împuși pe nimeni, dar trebuie să urăști pe cineva, ori trebuie să asasinezi caracterul cuiva. Nu poți fi și ucigaș și în dragoste. Nu poți fi și cu lumea, dar și cu harul împărăției lui Dumnezeu. Nu poți fi și cu mulțimea, dar și cu Isus și biserica sa. Nu poți să pe amândoi. Și pe de altă parte, al doilea adevăr este acesta. Alege atunci cu înțelepciune. Alege atunci cu înțelepciune. Potrivit Matei 12 cu 30, Iisus Hristos a spus aceste cuvinte. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Deci nu este cale neutră ca să fie prescrisă pentru tine în Biblie purgatoriu. N-ai fost suficient de bun și ai fost neutru pe pământul acesta, în momentul în care mor, te duci într-un loc neutru undeva numit purgatoriu și acolo te purifică, te curăță, dacă de aici se plătește bine. De ce ai rămas și în urmă? Și apoi o să treci dincolo în rai. Există numai două posibilități. Cine nu este cu mine, spus Iisus Hristos, este împotriva mea. Punct. Și cine nu adună cu mine, risipește. De ce nu ai adunat cu El? De ce nu ai adunat cu Isus Hristos? De ce ai fi împotriva Lui când El este pentru tine? Roman 8 cu 31. Dacă El este pentru noi, spune Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, El fiind Isus Hristos, cine poate sta împotriva noastră? De ce? Se plâng oamenii și spun, aș vrea să fac și eu ceva pentru Dumnezeu, dar mă tem că nu pot. Aș vrea să mă las de cutare lucru, de păcat, mă tem că nu pot. Aș vrea să fac cutare, mă tem că nu pot. Aș vrea să țin o săptămână, dar mă tem că nu pot. Am făcut juruință duminică și luni am căzut. dă voi să-ți aduc aminte, când ești pentru El, El este pentru tine. Amin. Și atunci poți. O zi, o dată. Și a doua zi iarul e de la capăt o zi, odată Și a treia zi ai de la capăt, o zi, odată Și te duci până la sfârșitul anului, pentru că el este pentru tine. Este de partea ta. De ce ai fi vrăjmașul lui când poți să îl ai ca prieten, ca domn și mântuitor? De ce sau la ce ai câștigat toată lumea dacă nu-ți poți mântui sufletul? Și ce ai face dacă ai câștigat toată lumea? Și toate acestea pe care le câștigi sunt temporare, pentru că te vei în țărâna pământului cu mâinile goale. De ce ai da mai mult pe temporar și nu vrei să dai mai mult pe etern? În această primă duminică din an, cuvântul Domnului, Dul sfânt al Lui Dumnezeu, mi-a pus pe inimă acest adevăr. Să vin în fața Bisericii și audienței noastre internaționale și să le spun, ce alegem în anul acesta? Ce alegem? Cu cine vrei să mergi în anul acesta? Când este statornic vrei să fii? Ce vei face cu Isus? Pentru că aceasta este întrebarea. Ce vei face cu Isus? Sunt numai două opțiuni. Ori cu lumea, ori cu Dumnezeu. Ori cu baraba, hoțul, aparențele, ori cu Isus, realitatea. În Deuteronom, capitolul 30 cu 15, Moise, după ce a prezentat cuvântul lui Dumnezeu în fața poporului, conclude cu aceste cuvinte pe care le-am rostit la început. Ți-am pus în față viața și moartea. Te sfătuiesc, deci nu te oblig, te sfătuiesc, alege viața și să trăiești și să-ți meargă bine. Deci i-a dat în voi să vă întreb pe tineri și tinere, părinți și copii, pe bătrâni, Vreți să fim responsabil? Vrei să fii responsabil? Vrei să te împingă cineva să faci ceva pentru Domnul? Vrei să te împingă cineva să fii credincios? Vrei să te împingă cineva să te îmbraci decent? Vrei să te împingă cineva să vii la casa lui Dumnezeu? Vrei să umble cineva cu caietul și cu bățul de baseball după tine în anul acesta ca să fii de cuvânt? Vrei să fii punctual în anul acesta și să nu mai fii numit român și să fii punctual? Come on. Vrei să nu întârzi la repetiții, la cor, la orchestră, la fanfară, la worship, la biserică. Vrei să, vrei să te urmărească cineva tot timpul? Nu aceasta este pocăință, aceasta este aparență, dragii mei. Este aparență. Este un chinare de tip baraba. Te sfătuiesc alege cu înțelepciune. Alege-L pe Iisus. Împărăția Lui este o împărăție binecuvântată. La alegi pe El, ai pace, umbli neprihănire, ai bucurie în Duhul Sfânt, ai mântuirea, ai autoritatea asupra diavolului care este tot timpul pe urmele tale. În numele lui poți să-l pui pe fugă, în numele lui Isus Hristos. În numele lui chiar ai autoritatea să-l trimiți în adânc, înainte de vreme. Ești fiul împăratului. Ai binecuvântarea vindecării divine. Dacă alegi cu responsabilitate. Deci, la începutul anului, cu cine vei umbla? Ți s-a pus în față viața și moartea. Ce vei alege? Ești la cina Domnului. El dorește să stai la masă cu El. Ce vei face? Te simți vinovat în inima ta pentru păcatul tău, pentru neglijența ta și vei zice, nu pot să stau la masa Lui. Dar Isus Hristos îți spune, dă -mi păcatul tău mie și eu am să te iert. Ce vei face? Vei asculta? În numele Lui în numele Lui, a Lui Isus Hristos, te sfătuiesc, alege cu înțelepciune. Alege ca să trăiești. Alege ca să poți să fii binecuvântat. Alege ca să poți să ajungi până în împărăția Lui, nu numai până la capătul anului. S-a amintit aici de un sfânt care n-a vrut să se lepede de Domnul. La timpul de rugăciune s-a amintit. Este vorba de Policarp. A fost ucenic al apostolului Ioan. La 80 de ani a fost arestat și se pare că ori din ordinul ordinului Domitian, ori din ordinul ordinului împăratului Traian, care a cucerit Dacia noastră, a fost dus într-o arenă în fața mulțimii și a fost întrebat dacă crede că Isus Hristos este Domnul. Și a spus, da, cred. Și i s-a spus aceste cuvinte. nicio problemă. Dar crezi de asemenea că Cezar este domnul? Trebuie numai o dată pe an să aduci tămâie în cinstea lui Cezar. 365 de zile adui tămâie lui Hristos. Și o zi doar te lepezi de el. O zi îl alegi pe Cezar. Una singură. Atunci a rostit aceste cuvinte cum să mă leapă de el. Am 80 de ani. Nu mi-a făcut niciodată rău. Mi-a făcut numai bine. Și apoi, chiar dacă îmi luați viața astăzi, eu o câștig, pentru că în momentul celălalt voi fi în prezența lui. Să audă și Cezar și să-l primească și el pe Hristos ca Domn. A fost pus în posibilitatea să aleagă. Să aleagă. Și nu s-a dat înapoi la 80 de ani, a ales. Așa e să ești pus și tu în posibilitatea și așa sunt pus și eu. Și fiecare dintre noi, cuvântul Domnului ne cere să fim înțelepți și să alegem cu înțelepciune. Mă rog, Domnule, pentru toți frații și surorile, pentru toate familiile, pentru tine și tinere, pentru părinți, pentru copii, pentru bătrâni. Haidem să nu ne jucăm de pocăința, să nu aruncăm vina pe alții, dacă îmi spunea, făceam așa. Fii responsabil înaintea lui Dumnezeu, pentru că ți s-a spus astăzi. Ți s-a spus mereu, așa cum spune Domnul prin Duhul Sfânt, prin Profetul Osea. Ți s-a arătat omule ce trebuie să faci și ce alta așteaptă Domnul de la tine. Nu ce faci tu, nu cum umbli tu, nu cu drumurile tale, nu cu aparențele tale. Ți s-a arătat omule, de aceea pentru că ni s-a arătat trebuie să fim responsabili. Și cred că acest cuvânt al lui Dumnezeu, se va întepăria adânc în inima ta și în conștiința ta. În inima voastră și în conștiința dumneavoastră a celor care vă închinați cu noi prin mijloacele acestei electronice. Responsabilitatea în dreptul meu este a mea. În dreptul casei mele este a casei mele. Responsabilitatea ta în dreptul tău este a ta. Și de felul în care vei ști să răspunzi cu înțelepciune aceste, în fața acestei responsabilități, în fața acestei alegeri, dăm voie să-ți spun, așa va fi anul în care Dumnezeu ți-a îngăduit și ne-a îngăduit să intrăm. Vreți să te bucuri de binecuvântare? Alege cu înțelepciune. Amin.